Mama a mers luni dimineață cu gemenele în vârstă de o lună și 17 zile la spitalul din Fălticeni, având în vedere că starea lor nu s-a îmbunătățit și că una dintre fetițe a fost depistată pozitiv la testul PCR, a fost necesar transferul de urgență la Iași. A fost nevoie de incubator pentru amândouă fetițele, s-a colaborat cu serviciul de ambulanță din Suceava și uh, cele două micuțe au fost transportate la Iași la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria în uh, ATI au avut nevoie de oxigenoterapie uh, medicul de pe smurt, fiind pregătit în orice moment în funcție de evoluția pe timpul transportului să uh, efectueze ventilație non-invazivă sau chiar intubație dacă era cazul una din fetițe avea o afectare uh, a gazelor arteriale severe, dar a răspuns la oxigenoterapie cealaltă a fost stabilă pe tot timpul transportului. Mama și una dintre fetițe sunt negative, dar sunt internate tot la terapie intensivă sub supraveghere. Sugarul de o lună de zile care este pozitiv are disfuncție respiratorie acută, este dependent de oxigen. În acest moment nu necesită protezare respiratorie și ventilație mecanică. Este stabil hemodinamic, se alimentează, deci, în continuare într-o stare critică, cu evoluție imprevizibilă datorită vârstei. La mijlocul săptămânii, erau internați pe secția roșie COVID 12 copii. Medicii spun că în fiecare zi sunt diagnosticați cu aceeași afecțiune cel puțin 4 copii, jumătate dintre aceștia fiind sugari.